Încet, dar sigur, președintele Iohannis se face de râs pe final de mandat după ce a stârnit un întreg scandal cu ambiția sa de a candida pentru un post de senator. USR a protestat astăzi cu pancartă în Senat împotriva legii Iohannis. Un întreg scandal a declanșat președintele Klaus Iohannis după ce liberalii au depus o propunere legislativă care prevede că președintele României poate candida în ultimele 3 luni ale mandatului ca independent pe listele unui partid sau alianțe la alegerile parlamentare. Doar Ion Iliescu a mai beneficiat în România de o asemenea derogare la finalul mandatului din anul 2004. PSD se opune unui asemenea proiect în timp ce liberalii fac eforturi pentru a-l trece prin Senat. Este și motivul pentru care senatorii USR au organizat marți un protest în plenul Parlamentului împotriva legii Iohannis, punând pe pupitrele fiecărui senator PNL pancarte cu mesaje precum Iohannis pentru noi este Iliescu 2, o lege pentru un singur om, un senator în slujba lui și PSD plus PNL egal minciuni. USR a precizat că dacă legea va trece de Parlament, USR o va ataca la Curtea Constituțională. De altfel, mai multe voci cu expertiză în acest sens au precizat că legea este profund neconstituțională.